Bună de dimineața! Ce nu știți voi sau ce nu v-am spus este că asta este ultima... Nu, astăzi plecăm de aici, nu? Trebuie să ducem caravana înapoi, caravana, autorulota. Sau cel puțin asta era planul inițial, că astăzi trebuia să ducem autorulota înapoi. Însă ne-am răzgândit și o să plecăm mâine dimineață. Mâine dimineață pe la 7 trebuie să o luăm din loc. Și... Nu arată vremea? Nu-ți arată vremea? Și asta nu se întâmplă pentru că ne-am îndrăgostit și nu mai vrem să plecăm din autorulotă. Se întâmplă pentru că ne dorim o escapadă cât mai lung posibilă, așa cum facem de fiecare dată. Știți ce zic? Băi, lăsăm vrăjala la o parte, ce am uitat să vă spun eu în vlogul de ieri, este că nici activitatea de mers la plajă sălbatică aici, și nu numai aici, oriunde în altă parte, nici asta nu este pe placul meu de concediu pe termen lung. Adică da, că merg o zi, că merg două zile în locuri de-astea total neamenajate și fără facilități la botul calului, e ok. Dar să fac asta în concediu principal, iubita mea, nu. Suntem adepții plajelor organizate, plajelor cu facilități și dacă vreți să înțelegeți ce fel de plaje ne plac nouă așa în general, stați aproape că vin vlogurile din octombrie, când ne întoarcem în Fetie. Și în Fetie există, mulțumesc lui Dumnezeu, Simi Beach, Hell Beach și ăla. Dacă nu ați văzut vlogurile din trecut, uitați-vă la cele din viitor, să ne înțelegeți stilul de a călători. Pentru că vremea nu este atât de bună în prima parte a zilei cum se prezenta ieri la meteo, am strâns terasa, am băgat măsuța, scaunele, aici am luat și micul dejun mai devreme, practic, și ne mutăm ușor spre oraș. Să ne mai facem o cumpărătură una alta cu lucruri pe care nu le găsim la noi, dar le găsim în Oulu, care este un oraș destul de măricel și are o varietate normală, ca să zic așa. Dar nu înainte de toate, haideți să vă prezint repede autorulota, pentru că data trecută când am prezentat-o am pierdut filmarea și nu am putut să punem treaba asta pe vlog. Mașina în sine este un Ford, nu știu de care, sincer să vă spun, pentru că nu este categoria de mașini care să se afle în raza mea de interes. Are motorul de capacitatea celui pe care l-a montat constructorul pe ea, habar n-am, nu știu să vă spun și nu mă interesează detaliile astea. Aici este intrarea în casă, frumos, elegant. De aici scoți, cum se numește ăla? Aici e găleata de hândel. Nu o deschid că nu o deschid. Tragi manțocăria aia, te duci, o golești și aia a fost. În partea din spate ai un spațiu de depozitare. Acolo sunt scaune, măsuță, îți mai pui ce mai ai tu nevoie să spui. Ai și priză în partea de sus, patul, normal. Și apropo, ne-a povestit cel care ne-a închiriat autorulota. Chestia asta de aici o deschis cu cheia, care este agățată de cheia mașinii. Tot aici ai o cheie cu care poți să deschizi această ușă și dacă cumva nu mai poți să accesezi autorulota pe ușa principală sau pe ușile de la șofer și pasager, deschizi treaba asta de aici, intri frumos în portbagaj, iar partea de acolo de sus a patului se ridică, poți să o rabatezi și tot să ajungi în autorulota. În partea din spate avem suport pentru biciclete, în cazul în care ai bicicletă normal. Aici încă un spațiu de depozitare unde noi avem grătar pe care era planificat să-l folosim astăzi, că de-aia am cărat carnea după noi, doar că nu ne ajută vremea și decât să înceapă vreo ploaie de-aia torențială și să ne strice toată plăcerea, mai bine nu-l facem, sau cel puțin momentan, nu știm ce va fi diseară. Pe aici umpli tancul de apă, iar aici conectezi manțocăria la electricitate. Și să continuăm la partea de interior. Cum urci, dai de soție. Bine ați venit în regatul nostru. Da, pe care chiar l-am curățat puțin, l-am cosmetizat în dimineața asta. Am dat cu aspiratorul, da. Am astea, că housekeeping-ul nu vine aici. Cum intri, dai de bucătărie. Ghivetă, aragaz. Și nu v-am arătat în partea din exterior unde sunt buteliile de gaz. Mă rog. Nu cred că interesează. Avem niște dulapuri. Iar aici, pe lângă frigiderul ăsta, care, apropo, are mai multe funcții, când ești conectat la electricitate, pe gaz sau pe baterie, mai avem și o ladă
frigorifică, ca să zic așa, nu? Da, cred că e chiar o ladă, da, o ladă frigorifică. O ladă, asta merge continuu, nu știu la ce este conectată, ne-a spus ăsta proprietarul doar că merge continuu și face față chiar foarte bine. Ne întoarcem spre pat. Băi, cred că din toată autorulota asta și din toată faza cu spațiu, patul e cel mai ok ca dimensiune, patul? Nu? A, da, 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 da. Da. Este și foarte cum se zice? Confortabil. Confortabil, da. Da. Și îmi place și ideea asta de a avea gemurile sus. Stați dimineața așa. Chiar îți dă un vibe mișto când te trezești și vezi cerul. Ai gemurile și aici. Și unul și în spatele tău acolo. Unul în spatele meu, să poți să te răcorești. Aici ai spații de depozitare, și sus. Da, dar vă dați seama că pentru noi, adică... Lasă puțin deschis acolo. Pentru noi spațiile astea sunt inexistente. Nu s-a văzut. Acolo ai și faimoasa priză de care v-am spus, care încarcă cu o putere extraordinar de mică, dar asta e, sunt chestii cu care te obișnuiești din punctul ăsta de vedere, nu e neapărat un impediment, e o chestie strict de obișnuință. Da. Încă un spațiu de depozitare, încă unul acolo. A, în partea, ca la aici. În partea din, da. Bine, stânga, să nu... a patului. Sunt de astea foarte mici, adică să nu credeți că... A, da, mici, dar na, ai ceva acolo. Ai ceva, da. Unul și aici, unul și aici. Spațiu pe lângă pat, mă rog. Da, și pe aici ai un mic spațiu, adică poți să mergi și în picioare așa pe aici. Dacă ai mai puțin de 2 ani, mergi chiar lejer. Da. O să închid geam acum, pentru că nu știu dacă v-a zis Marius, dar urmează să plecăm. Le-am spus, i-am anunțat că pe vremea asta n-avem ce să facem aici. Cabina de duș, care funcționează în felul următor. Acolo sunt niște pantaloni la uscat, că n-avem uscător, ce credeți? Ridici covorul ăsta, scoți partea asta de dușul mea și se închid dușile, practic. Bă, da, știu, și eu am zis la început că pare suficient de mare, de încăpătoare, de bla bla bla. Când te apuci să te speli, nu mai e chiar la fel, credeți-mă. Iar aici ai căcăstoarea, practic, căcăstoarea. WC-ul cu găleata cu capac. Găleata upgradată de 2022. Da, o chiuvetuță mică, la fel, baia în partea asta este extraordinar de inconfortabil de folosit. Adică dacă ar trebui să îmi fac barba acum, m-aș duce măciucii de suflet. La barbershop. La barbershop, da. Bine, aici chiar e ok, că sunt o grămadă de barbershop-uri în Oulu. Da. În partea de sus aici mai avem încă un pat de două persoane. Dacă mă întreb pe mine, în rulota asta, în autorulota asta, nu pot călători patru persoane, patru adulți. Adică nu. Ideea este că pot călători patru adulți, dar nu să... stai la comun după aia, adică stau ăștia în timp ce călătorești doi în față, doi în spate, dar să trăiești, a, da, să nu, conviețuiești n-ai cum. Patru persoane în jumătate garsoniera asta, nu. Încă un geam aici. Geamurile astea sunt foarte mișto, pentru că dacă îl deschizi pe ăsta, mai deschizi unul în spate sau îl deschizi pe ăla, se face așa, se face aer. Și asta funcționează în felul următor, apeși pe buton, se lasă. Și așa arată în partea de sus. Nu l-am folosit, îți dați seama. Ce-mi place la patul ăsta e geamul de acolo, din față. Da. Da. De aici se controlează tot ce ține de nevoile în autorulotă. Apă. Lumină, apă și căldură, practic. Nu? Da. Poți să selectezi căldura să fie la fel când ești conectat la priză, pe gaz, pe baterie, bla bla bla, detalii. Corect. Mașina are și webastu, în cazul în care crapă căldura, să poți totuși să te încălzești sau să răcorești mașina, că ăsta este, are și funcția de aer condiționat. Da. Și aici este partea de living, la fel geam, un spațiu de depozitare acolo, o masă care se deschide, se face, e tip fluture și are o grămadă de reglaje de astea, să dai mai în stânga, mai în dreapta, mai în față, mai în spate, iar scaunul șoferului cât și cel al pasagerului se rotesc. Cred că ați văzut puțin în filmarea de aseară că aveam scaunul întors și în partea de sus, de deasupra șoferului, mai este încă un spațiu tot de depozitare. Și aici avem și un televizor pe care nu l-am folosit, iar acolo este routerul de internet. Bine, asta e opțional, normal. Adică nu opțional, rulota asta vine cu routerul ăla de internet. Da. Ce să le mai spunem? Vreau să spun încă un minus pe care l-am...
experimentat aseară. V-am spus că noi nu mai am folosit dușul în prima seară, dușul rulotei, nu-l mai folosim pentru că presiune. Eu apă caldă a venit foarte puțin. Pentru că e cu porția, știi? E cu porția, da. Noi nu suntem, puteți să ne blamați, puteți să ne criticați, puteți să faceți și să ziceți, sunteți liberi să spuneți absolut ce doriți. Suntem deschiși. Ați văzut că citim de obicei toate mesajele, nu ne ofuscăm pentru că nu avem de ce, pentru că fiecare are stilul lui și poate nu înțelege stilul altuia și tot așa mai departe. Nu suntem adaptați și nu vreau vreodată să fiu adaptată la această viață, pentru că dacă trag rapid o linie după astea 3 zile de stat în rulotă, este traiul la țară, este exact ca traiul la țară, puțin mai upgradat. Bă, o idee mai upgradat, acum depinde, pentru că voi nu știți, dar eu am stat foarte mult timp în copilăria mea la țară. Andreea nu a stat pentru că nu a avut țară. Da. Pe vremea când nu aveam baie, nu aveam WC-ul, adică WC-ul era în curte și așa mai departe. Dacă compar condițiile astea cu vremurile de atunci, da, ăsta este un trai mai upgradat. Dacă compar treaba asta cu condițiile pe care le avem la țară în 2022, adică cu o baie, cu apă curentă, cu țara pe care o știe toată lumea, ca la bunici. Da, mega extra tradițională. Tradițională, da. Atunci nu e niciun upgrade. Și voiam să spun că aseară am experimentat un nou o nouă modalitate de a te spăla, nu? Da. Știți că a fost ploaia torențială, ne-am dus frumos la clădirea. Unde ai facilitățile de spălare? Da, unde sunt facilitățile campingului. Am făcut duș frumos, elegant, pentru că acolo e presiune normală ca acasă, apă super caldă. De acolo până înapoi la rulotă, pe picioare, m-am făcut ciuciulete. Deci a trebuit să mă mai clătesc puțin aici în rulotă, pe picioare, pentru că eram din nou jegoasă. Ce să mă mai dau după copac? Tot pe picioare eram jegoasă, plină de frunze, de apă murdară de pe stradă. De ce e pe jos? Bine, da. Acum e uscat. Aseară era holeră, erau bălți. Aseară era holeră, da. Încă o dată, nu. Nu! Una peste alta, sunt foarte multe persoane care călătoresc sau chiar trăiesc în acest fel. Și noi ne-am dorit să descoperim și să vedem cum este acest fel de a călători, în cazul nostru, nu de a trăi. Că poate descopeream că ne place, poate ne îndrăgosteam de această viață, însă nu este pe placul nostru absolut deloc. Asta nu înseamnă că îi criticăm sau îi judecăm pe cei cărora le place, nici pe departe. Din contră, respectăm decizia fiecăruia și nu blamăm pe nimeni, pentru că fiecare, cum am zis și despre noi, fiecare are stilul lui și fiecare știe limitele și capacitățile în anumite condiții. Corect. Și pentru ce vreau? Noi nu sunt dezamăgită, să nu ne înțelegeți greșit. Sau cel puțin Nici eu nu sunt dezamăgit că nu aveam așteptări. N-aveam cum să am așteptări mari de la așa ceva, știindu-mi stilul de viață. Da. Dar așa cum noi respectăm pe cei care au adoptat acest stil și s-au adaptat acestui stil, bă, e frumos ca și voi să-i respectați pe ceilalți care au alt stil. Pentru că așa ceva nu este făcut pentru toată lumea. Da. Vă spun cu mâna pe inimă. Stilul nostru de a călători, la stilul ăla, poate să se adapteze oricine, de la bunica mea până la fiica lui Bret, care încă nu conștientizează ce e viața. Ai să râzi, și... dar s-ar putea nici la ăla să nu da, se adapteze. Da, mă rog, poate, din filul meu, din punctul meu de vedere. Da. La stilul ăsta de călătorie îl poți face, te poți adapta, însă eu nu aș ajunge niciodată să îl enjoy-nuiesc. Și atunci, ăsta nu este concediu conform definiției mele despre concediu. Trebuie să gătești foarte mult, este foarte greu să speli tot ce ai de spălat după gătit. Da, și să subliniez că poate iar se înțelege greșit. Noi vorbim și din perspectiva unui concediu, nu de trai, nu de a trăi în rulotă și... Da, strict concediu. Strict un concediu e un mare nu. Pentru că, cred că am mai zis într-un vlog, mai așa, mai îndărât, băi, să plec de acasă, unde îmi fac patul în fiecare zi, unde facem o curățenie, unde gătim în fiecare zi, de 2-3 ori pe zi, să mă duc în alt loc și să fac aceleași lucruri, doar că am schimbat peisajul, ăla nu este concediu. Clar, adică, cel puțin nu pentru noi, din nou. Nu este noțiunea noastră de concediu.
Dacă aveți instinctul să săriți, săriți, dar înțelegeți din punctul nostru de vedere. Și o să vă mai dau un mic exemplu și cu asta o să închid și nu o să-i spun numele încă pentru că trebuie să reverific ceva. A plecat un cuplu cu autorul Lota acum de curând. Ce nu îmi place, noi îi urmărim și îi urmărim de foarte mult timp. Ce nu îmi place, pentru că la ei este o colaborare, nu ne-a plătit nimeni autorul Lota, deci pe mine mă doare fix în partea de jos dacă zic că ceva este în neregulă la treaba asta. Vlogării plătiți nu prezintă realitatea. Boss, dacă tu îmi zici mie că poți să faci duș, a fost bine cu 12 litri de apă, marși în pâlă, mă. Știi? Nu, dar și după aia, în al doilea vlog, ai rupt, ți-ai dat cu călcâiele în ceafă și ai rupt, te-ai dus acasă. Și adică eu înțeleg că fiind plătiți, n-au cum să zică chestiile astea, dar am apreciat că în momentul în care n-au mai putut și-au băgat în iad autorul Lota sau s-au acasă. Bravo, tată, aia mi-a plăcut. Da. Dar mai ales pentru că am avut... Dar vezi stai să nu sune urât, că iar s-ar haterii. Da, așa, eu așa văd. Păi nu, așa e, când ești sclavul banului. Când ești sclavul banului. Colaborările la asta te duc, că n-ai ce să faci. Asta este viața de YouTuber care trăiește din YouTube. Știi? Da. Pe de altă parte, ce am vrut să zic, mă, și mi-a scăpat? Era ceva important, dar nu mai lăsați să vorbesc. Păi și dacă nu vorbesc, am și o vârstă taică. Am uitat, mă, și era ceva de impact. Am avut un coment foarte tare aseară de la Ion, pe care îl salutăm, îl pupăm. Vă rog frumos, duceți-vă în secția de comentarii de la vlogul de ieri și citiți comentul, pentru că omul a zis pe șleau o realitate pe care foarte mulți camperveniști o ascund. Corect? Corect. Când o iau la vale, mă duc tare de tot. Nimeni nu mă prinde nici dacă stau pe loc. Nimeni nu mă prinde nici dacă stau pe loc. 2 hours later. Boss, vremea trebuia să fie nasoală rău astăzi, după cum au spus ăștia, să plouă cu spume. Pentru că nu plouă, ne-am întors la cazare, am mai prelungit o noapte, apropo. Am fost până la Lidl, ne-am cumpărat una alta, am fost într-un magazin de articole sportive să-și cumpere Andreea ce își dorea. Și am fost până la Giganti, parcă, de unde am luat telefonul să își ia Andreea ăla de păr, de la Dyson. Știți că așa. Bă, și aia sunt niște bulangii, au de la Dyson prezentate 3 uscătoare de păr, în părți diferite ale magazinului, ca să-l vezi să te atragă, și unul de la care ondulează părul. Pe lângă faptul că nici un produs nu este pe stoc, unul dintre produse, adică uscătorul de păr, nici măcar nu se mai produce de vreun an de zile și nici nu știau să ne spună când va reîncepe producția. Păi și atunci de ce-l mai prezinți? Dar în fine, pentru că soarele este pe cer, își face datoria, mergem să închiriem 2 biciclete și să dăm o tură cu bicicleta. Da? Am luat biclele, cum s-ar spune în copilărie. Marius îmi reglează șaua ca să nu-mi rup dânsa întrânsa. Am schimbat una dintre biciclete pentru că avea șaua ruptă și nu se regla și nici nu se regla pe înălțime. Adică se regla, dar numai cu cheie, nu cu manțocărie de aia ușor de manevrat. Și ca să nu mai pierdem timpul, am luat cu totul alta. Ce ai, mă, Japonia? N-am mai mers pe bicicletă de nu mai știu câți ani, balaurilor. Îți place? Da, și vreau prin pădure. Acum, în cea mai deasă și adâncă pădure te duc. Haidi Gheelgeanum. Haidi Gheelgeanum, că pe urmă mergem să mâncăm la turcesc, nu de alta. Pentru că cum pedalam noi așa, am găsit cașcarabeta asta în drum. Cu înghețata copilării. Smile Waffle se numește, nu? Da, Smile Waffle. Ne-am oprit să mâncăm o înghețată, băgăm puțină apă și ne vedem în continuare de drum. Pentru că eu aștept cina cu măciuca sculată. Da, la turcesc. La turcesc, exact. Îți place cu bicicleta? Băi, încă suntem cu bicicletele, să nu credeți că uite, una e, uite, verdeața lui Andreea. Și voiam să spun că... Bă, sunt atât de bine puși la punct pe tema asta cu bicicliștii, roliști, nu am văzut roliști, nu. Cred chiar deloc. Cred că una am văzut ieri, dacă nu mă înșel, dar bicicliști și troteliști. Troteliști, cu trotinete.
au atât de multe trasee pentru bicicliști, ce nu pot să vă explic, drumuri prin pădure special, unde sunt semne că oamenii pe jos nu au voie să meargă, da? Să meargă, nu cu câini, doar... Bă, uite, n-am filmat pe porțiunea asta aici, am filmat decât în partea cealaltă, mai în natură. E, poate că exagerez, dar hai să zicem, e aproape cât o bandă de mașină, pe un sens. Da. Și la fel și pe celălalt. Adică chiar da, wow, sunt tot... super bine puși la punct, nota 10. Tot să-ți dea impulsul ăla să faci da, activitatea da. Asta. Uite, pentru treaba asta, bine, nouă ne dor de viața la oraș, ca să zic așa. Dar pentru treaba asta aș mai sta aici încă 3 zile pe puțin, dar la hotel. La hotel, da. Să se știe. Am venit să vedem piața, nu e un fel de piață asta? Da. Cu o grămadă de street food, mai sunt încă 3 alei de astea. Din păcate s-a închis la ora asta. Bine, nu că am fi vrut să mâncăm aici sau... A, nu. Da, uite câte flori au mâncat țeșgura ta. Raiul pe pământ pentru tine aici. Da, exact, să vedem despre ce e vorba. Iar acolo, stați așa. Acolo unde este clădirea aia din cărămidă în față, cred că e hală de aia, ca în Helsinki viață. Dacă v-ați uitat la ultimul vlog, când am fost în Helsinki, am intrat într-o hală de asta, doar că știu că au un program destul de ciudat, se închide destul de devreme. La 6 se închide. Atunci. La 6, dacă e la 6, suntem în grafic. Dacă nu e 6, nu mai suntem în grafic. Nu. Cam așa arată hala, dar se închide la 5 și de aceea majoritatea și-au strâns tarabele deja, adică acum e 5 fără 3 minute, ca să înțelegeți. Luăm niște de ăsta, nu știm exact ce e, seamănă... Smaller. Seamănă yes. Cumva cu parizerul, dar nu e parizerul, adică... A piece of that one also. Yeah. Unul e cu brânză, unul e cu usturoi, nu e parizer cu siguranță, dar seamănă așa puțin. Măcar să ne facem pofta. Da. Tocmai spunea Andreea că chestia asta miroase a parizer, pentru că e de la făcut după rețetă nemțească care se aseamănă cu ale noastre. Și știi cu ce putem să mâncăm? Cu gura. Avem castraveți de aia scumpi, buni. Băi, ca să înțelegeți, că noi avem niște glumești, să nu le luați greșit. A, cu scumpii. Cu lucrurile scumpe. La noi acolo în sat poți să comanzi foarte multe chestii, doar că îți vin în cantități foarte mari. De exemplu, am avut poftă de brânză topită. Am putut să luăm decât o cutie. O cutie are 24 de rondele de alea. Da, și acum îi spune că e brânză scumpă. Da. Normal că a fost mai scumpă decât dacă e o cutie. Legumele pe care le aduce acolo, castraveți roșii, dragi laci, dacă vrei să mănânci de alea cu gust, să simți ceva, nu doar plastic și așa, nu mai scumpe, sunt scumpe, dragi, da, și de aia le spunem scumpe. Adică putem să vă dăm un exemplu ca să înțelegeți. 2 roșii, 3 roșii, cât am dat? 2 roșii... Da, 2 roșii, jumătate de kil, 8 euro. 8 euro și ceva. 8 euro. Da, e singura modalitate să simți gustul ăla de roșie, că ne e și nouă dur, că oameni suntem, copii facem. Ideea este că noi ne-am oprit aici, am ieșit din piață și ne-am oprit să facem poză cu mătru de acolo. Tori Polisi, parcă se numește. O statuie făcută în 1987, anul în care te-ai născut tu. Că acum 2 zile a fost podul cu anul în care m-am născut eu. Și e atracție mare, atracție turistică mare aici. Toată lumea vine și face poză cu el. Da, ia și roșii. Am găsit și mărar, scumpilor. Noi îl folosim și uscat, după cum știți. Ei îl folosesc direct așa, verde, și îl bagă la murături. Și avem și noi mărar la noi acasă, doar că al nostru este adus tocmai din România, normal. Că nu la noi în sat, acolo nu se găsește și n-am găsit nici pe net să facem comandă. Chiar dacă venea mai mare, stai ok, că îl usuci și îl ții. Băi, balaurilor, nu mai știu dacă am menționat sau nu, dar azi noapte am descoperit că e o clădire, un service building de ăsta cu dușuri private. Adică intri tu frumos și tot ăsta este al tău.
ușă, aici la intrare, stați așa, că să nu fac vreo prostie. Așa, și aici cu domnul duș în sine. Și ești doar tu cu eul din tine, știi ce zic? Parfum, altă viață, cât de cât mai ok. Ne-am dușat, ne-am schimbat, pentru că eram împuțiți. Cred că ăla e cuvântul, nu? După tura cu bicicleta. Bă, dar ăi de sus au ținut cu noi și ne-au dat vreme bună până la ora asta. Este 7:30, încă n-a început ploaia. Trebuia să plouă de la 12, nu? Da. Adică, n-ai, jos pălăria. Și unde mergem, iubita mea? La Turcesc, cum ne stă, cum ne șa de nou bine, să băgăm ceva la matos, pentru că am făcut efort, tată. Mi-au ieșit gleznele pe ochi și ochii pe... Creier. Hai după colț aici, că bate vântul acolo. Păi e în partea, nu? Nu, aici, aici. Aici? Da, da, chiar aici. Uite. Da, și am făcut mult efort, mâncare ioc, adică doar de dimineață. Dar chiar mă, noi am mâncat decât de dimineață, nu? Și este 7:30 seara și acum... Uite, am gheorțăit mațele, eu n-am realizat că azi am mâncat decât. Da. Hai, tată, să... A, noi când am fost mai devreme în oraș cu bicicletele, de-am făcut poză cu statuia ce așa am mai făcut. Așa am din oraș. Da. Am trecut și pe lângă celălalt restaurant turcesc, restaurant Istanbul, da, care arată mult mai bine decât ăsta, dar meniul nu ne-a prea arată ne-a mult tras. Mai bine ca design. Ca design, da. Însă dar meniul nu prea dă turcesc. Slab, tată, slab. Da, așa da. Că ne întoarcem la Aia Sofia la noi aici acasă. Da. Începem frumos, elegant, cu un platou, cu hummus, baba ganoush, halloumi, pâine de asta nesimțită, muistă și cu airanul, dar airanul deja s-a dus. La revedere, poți să-mi scrii. Că ești mama mare. A, fie tolsun, iubita mea. Dumnezească. Am luat o porție de... ce era asta? Lacmaciun, nu? Și un platou asortat cu pui, vită și cotlețele de berbecuț. Și ai uitat cârnăciorul. A, și cârnatul. De ăla nici nu știam că vine. Vine, vine. Vine, e la pachet. One eternity later. După cum v-am promis ieri, scumpilor, nu s-a putut ieri că ploua. Și astăzi plouă, dar tot vă ducem să vedeți fântânile noaptea. Noi l-am mai văzut în trecere. Da. În prima noapte când am ajuns dar în Dar chit Oulu. Că plouă, chit că ninge, chit că e viscol, vijelie, uragan, ne-am înhămat cu pelerinele astea de ploaie. Bă, saci de gunoi cu găuri morților. Rain poncho. Așa, și mergem și să vă arătăm... Și mergem să vă arătăm luminițele. Da. Ca să nu ziceți că suntem mulangi. Că nu ne ținem de promisiune, o? Da. Noi nu ne mai... Ne... Cum să zice? Nu știu. Avem momente când nu ne ținem de promisiune. Avem, da! Bravo, boss! Dar alea nu sunt că nu ne ținem de promisiuni, că nu vrem să ne ținem de promisiune. Că se ne răzgândim noi, se schimbă planul. Băi, am mâncat bine la turcesc. Da, cioc, da, ghiuzel. Cioc, cioc. Am avut plăcerea să vorbim și cu șeful bucătar, care am aflat că este și patronul. Bă, eu nu stau, el este... am stat încadrat, cred, dar e ok, nu? Ia, închide. Care este și... patronul. Șeful bucătar, care este și patronul. Și da. Turc. Și este și turc, turc, da. Căsătorit cu o finlandezoaică și... și-au deschis restaurantul. Da. Și la anul speră și ei să ducă în Turcia, el n-a mai fost acasă de 6 ani. Da, și se vedea tristețea când a spus treaba asta, adică puteai să citești tristețea în ochii lui, că se vedea că e dor de casă. Da, că sunt, na, sunt familiști, sunt... Da, turcii sunt ca și noi, că și noi suntem familiști, ne arde dorul de casă, de familie. Hai să ne stingă ploaia dor. Și aici, foarte aproape de malul apei, de unde o să vedem fântânile, este un loc de parcare gratuit, unde poți să vii să parchezi gratuit peste noapte. Și după cum vedeți, asta e singura mașină mică, în rest sunt numai campere și câteva camioane. Cum ești cu poncho-ul? Perfect! Da, și locul ăsta îl găsiți și pe Park Fortnite, apropo. Nu știu, se aude ceva din partea aia de acolo, dar nu-mi dau seama ce e, sincer. Dar o să ne disturbe sunetul. Și așa arătăm cu poncho-urile pe noi. Bă, dar ce zgomotul ăsta infernal!
few moments later. Și că a venit timpul să scoatem apa gri. Unde e țeava? Asta e țeava aici. Trage de țeavă. Gata, am tras de țeavă. Hai să duci. Asta este o probă să vedem dacă ne încadrăm. Ne încadrăm? Pare să fie bine, nu? Da. Trebuie să stau mai des cu ochii pe ceas, să nu știi că mai am mâna razna. Mi-a amorțește mâna balaurilor și se mai aici imaginea sus, jos, dreapta, stânga. Și trebuie să stau cu ochii pe ceas să văd dacă ne încadrăm sau nu. Hai că e ok. Ce? Păi ce vrei, mă, sunt... face parte din procesul de filmare. Corect. Corect? Corect. Pe urmă îi o dăm în vloguri de alea de... Suntem nefocusați, nu se vede nimic, se vede doar ochiul, nu se vede cerul. Și e păcat. Corect. Păcat de Dumnezeu. Urmăritorii noștri care sunteți niște delicioși. Delicioși. Da. Și să vă pupăm! Și apropo, tocmai am văzut, tocmai am primit mesajul de la Oana. Da. Da, mulțumim frumos de mesaj, de inimioare, de pupici, de toate cele. Mesajul de la Ion, te pupăm și pe tine și pe soția ta și... Ne bucurăm că ați râs. Ne bucurăm că ați râs, da. Și o să facem, nu știu dacă live sau poate o să încercăm un live, că tot zicea Andreea zilele trecute să facem și noi un live. Da, în care o să facem un live cu Q&A. Cu Q&A, da. Dar, da, putem să facem un live cu Q&A vis-a-vis de... O să facem un vlog în care o să explicăm pe îndelete concluziile acestei experiențe și facem un live cu Q&A să întrebe ei și de viața asta, și de călătoria cu camperul și de restul. Viața la sat. Da, și puteți întreba ce vreți voi legat de alte călătorii, de alt tip de călătorie și așa mai departe. Cătălin Petrișor. Da, boss, și aici șoferii, în primul rând, sunt pardaf. Te pupăm, clar. Aici, crede-mă, șoferii sunt pardaf. Când m-ai auzit prin vloguri înjurându-i sau spunând că sunt niște șoferi foarte proști, nu am exagerat cu absolut nimic. Și da, Suzuki ăla mergea parcat în loc de o barcă, chiar plutea, cred, la cât de ușor. În fine, mai vorbește și tu, că mă doare, mi s-a uscat beregata. Păi te-am lăsat să-ți faci și pledoria. Să-mi fac numărul. Da. Este ultima seară aici la țară. O seară care nu era în plan. O seară care nu era în plan, pentru că mi se pare că v-a zis Marius că am prelungit cu încă o zi. Da. Dar nu datorită rulotei, ci datorită peisajului și a vremii bune pe care am prins-o aici. În ciuda faptului că a plouat și plouă în continuare, este încă o atmosferă plăcută, este cald. Sunt 21 pic de grade, da, ceea da, ce da. La noi în sat nu avem așa. Nu se întâmplă. Poate vine vara și la noi acum, cine știe. Când la restul o să vină vremea proastă și iarna, la noi vine, ar fi frumos. Da. Experiența asta merită un vlog dedicat. Da, la fel ca și Istanbul. Da, am mai bifat o experiență în CV-ul vieții noastre, dar cu detalii amănunțite o să revenim într-un vlog viitor. Așa până că vă atunci, pupăm. Noapte Esca bună. Vă spune la revedere. Știrile Pro TV se încheie aici. Și iubiți-vă mult, mă, fiți fericiți. Pupați-vă. Da. Vă pupăm, vă îmbrățișăm, vă iubim și nu uitați cât de norocos sunteți că stați. Și dați acolo și un like, un share, care un... sunteți, mă, bă, noi suntem, bă, un like, un share. E mai mult de dați și voi un like, un share, un subscribe, un dislike, un ce vreți voi, mă, v-am pupat, noapte bună. Hai. Pa.